Crezi că dacă ai sări din interiorul unui lift care cade, în ultima secundă îți va atenua căderea? Nu din nou! Haide, deschide-te! Vă rog, ce este asta? Oh, nu! Nu orice plimbare cu liftul sfârșește astfel. De fapt, ascensoarele au o rată de fatalitate de 0,00000015%. Și asta pe o călătorie. Dar când ușile din oțel se închid și te sigilează într-un metru pătrat de spațiu, s-ar putea să te descoperi cum nu ai făcut-o niciodată. Cum poți supraviețui unui ascensor în cădere dacă vine vorba despre asta? Acesta este un lift mediu pentru clădiri de birouri. Funcționează o săptămână obișnuită de 10 ore pe zi și face 400.000 de excursii pe an. Destul de muncitor. Dacă lucrați într-un birou, este posibil să faceți aproximativ 8 călătorii cu liftul în fiecare zi. Ce-i drept, aceasta este media. Petreci destul de mult timp cu acest lift. Dar pariez că nu veți dori să petreceți mai mult timp decât trebuie pentru a ajunge la destinație. A rămâne blocat într-un lift este neplăcut. Ar fi un procentaj de aproximativ 1 la 5.000 de călătorii într-o lună. Gândește-te că ai fi într-un lift care cade liber. Ceea ce se întâmplă foarte rar, dar dacă ți se întâmplă, ce ar trebui să faci? Poți să te salvezi sărind în aer? Înainte să ajungem la strategia de supraviețuire, permiteți-mi să vă aduc în spatele scenei unui lift. Ce-l face atât de sigur? Haideți să vedem. Ascensoarele moderne oferă o varietate de backup-uri de siguranță, precum mai multe cabluri pentru siguranță. Chiar dacă printr-un accident foarte nefericit motorul se defectează și absolut toate cablurile metalice cad, frânele electromagnetice se vor activa și vor opri ascensorul să plonjeze în aer. Dar să ne imaginăm cel mai rău caz posibil. Ascensorul este în cădere, nu există frânghii, nici frâne, iar acesta se deplasează prea repede spre pământ și ești blocat înăuntru. Ai doar câteva secunde pentru a decide. Ar trebui să sari, să te ții bine sau să te întinzi pe podea. Dacă ai ales să sari, ești probabil mort. Teoretic, dacă sari în momentul potrivit, deoarece ascensorul lovește podeaua, încetinește viteza căderii tale și asta îți oferă o aterizare moale. Dar șansele ca tu să poți face asta sunt slabe. Nu numai că te-ar împinge tare de pe podea unui ascensor care se încadrează, ci nu vei încetini semnificativ decât dacă sari foarte repede. Poate că ai ales să te ții bine. Îmi pare rău, probabil că ești și tu mort. Când liftul lovește partea de jos a arborelui, corpul tău va apărea mult mai greu în funcție de lungimea călătoriei tale până în partea de jos. Acest lucru se datorează faptului că gravitația face ca ascensorul să accelereze în timpul unei căderi. Și pentru că deveniți atât de greu în momentul impactului, picioarele dumneavoastră nu vă vor mai putea sprijini corpul. Chiar și propriul cap vi s-ar părea prea greu pentru ca gâtul să-l țină. Cea mai bună șansă este să stai normal întins pe podea și să te asiguri că îți protejezi capul. Asta va distribui forța impactului pe între corpul. În plus, placa de jos a arborelui, elevatorului ar ajuta la reducerea impactului. Supraviețuirea este posibilă. În 1945, când un bombardier a lovit Empire State Building, femeia a avut nenorocul să se afle într-un lift. Aceasta a căzut până la 75 de etaje și a ieșit de acolo doar cu câteva oase rupte. Îți mulțumesc pentru vizionare și nu uita să lași un like, să distribui, să vadă și prietenii tăi și dacă nu te-ai abonat, să o faci. Salut!